Isabel, după ce a auzit părerea a părinților, în special a mamei, dar am înțeles că și tatăl era cam supărat, pare că bate în retragere în ceea ce îl privește pe Ștefan. Dacă ieri, alaltă ieri, spunea că așteaptă ca telespectatorii să-l voteze pe acesta să rămână în continuare în casă pentru a se cunoaște mai bine și pentru a intra ulterior într-o relație, într-o cunoaștere, scuze, acum spune că oricum nu era 100% atrasă de el, că nu a spus niciodată că ar vrea o relație, cu acesta sau ceva mai mult, că nu este tiparul ei de bărbat, a spus asta și în cartea de vizită, că își dorește un bărbat înalt și are alte criterii. Pare clar că bate în retragere și-a și spus, că nu dorește să își dezamăgească părinții, să-i supere, că nu ține cont neapărat să facă așa cum spun ei, dar totuși vrea să țină cont de părerea lor. Doamna Simona a spus că, de fapt, mama lui Isabel a venit încă de acum două zile direct acolo, în casă sau în producție și și-a spus nemulțumirea și a dezaprobat această eventuală apropiere între cei doi.